În cadrul evenimentului Samsung Galaxy Unpacked 2022 de luna asta, am avut parte de lansarea a numai puțin de 5 device-uri. Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 și Watch 5 Pro, precum și căștile Galaxy Buds 2 Pro. Bineînțeles că le-am luat la puricat pe toate, iar în acest video vă voi spune totul. Mamă, ce cuvânt mare, doar nevastă mea mai folosește cuvinte de-astea definitive, gen totul, niciodată, întotdeauna, în fine. Vă voi spune ce am aflat eu despre Galaxy Watch 5. Și prima și cea mai importantă întrebare pentru mine este dacă noul model a progresat suficient față de Galaxy Watch 4. Dar pentru asta trebuie să vedem de unde am pornit. Prima generație de Galaxy Watch a apărut în 2018, tot prin august, probabil de aici și tradiția evenimentului. Ceasul avea pe atunci un ecran de 360x360 de pixel, venea și cu versiune LTE, adică cu acces la rețeaua de telefonie mobilă, și Bluetooth. Avea certificare IP68 și rula sistemul de operare al casei Tizen 4.0. Dăm apoi fast forward până în august 2021 și ajungem la lansarea lui Galaxy Watch 4, ceasul de anul trecut, ce reprezenta o adevărată revoluție pentru Samsung. Un nou chipset, Exynos W920, un ecran cu o rezoluție mai mare, 396x396, un șasiu ultra ușor din aluminiu, un design minimalist și trecerea la sistemul de operare Android Wear OS, peste care venea interfața One UI Watch 3. Hopa! Cum? Fără Tizen? Ceasul ăsta a fost ceasul în care Google au decis probabil că Samsung devin sinonimi cu ecosistemul Android și asta nu era singura dovadă a adâncirii colaborării între cei doi giganți. Bun, dar cu ce vine nou Samsung Galaxy Watch 5? Câteva lucruri pe aici pe acolo prin punctele esențiale. Dar dacă aveți puțin tică răbdare până la finalul acestui video, zic eu că veți putea avea o imagine clară asupra noutăților pe care le aduce și asupra calităților acestui singur concurent direct al lui Apple Watch. Deci, să dăm drumul la treabă, zic! Pentru început, hai să rezumăm datele și caracteristicile importante ale modelului testat. Are cam 40x40 de milimetri și aproape 10 mm grosime. O greutate de aproximativ 29 de grame, un ecran de 1,2 inch Super AMOLED de 396x396 de pixeli și protecție cu cristal de safir, certificare IP68, o baterie de 284 mAh, Wi-Fi maxim 5, NFC compatibil cu Google Wallet, Bluetooth 5.2 de această dată, adică un upgrade important de la versiunea 5.0 de pe precedentul model, GPS, 1,5 GB RAM și 16 GB stocare, din care sunt disponibili doar 7,5, că restul spațiului e ocupat cu sistemul de operare și cu aplicațiile, iar respectivul sistem de operare este Google Wear OS 3.5, peste care se găsește, firește, o interfață One UI Watch 4.5. Aș vrea să subliniez că am avut în test varianta de 40 de mm a lui Watch 5, care prin definiție are o autonomie ceva mai mică. Detalii tehnice mai amănunțite găsiți, firește, pe pagina produsului, știți, Google, pagina lui Samsung și acolo detalii. Samsung au adoptat în ultimii ani tot mai mult filozofia minimalistă pe care am văzut-o inițial la Apple. Galaxy Watch 5 nu e vreo excepție. Dacă nu ar fi denumirea produsului pe fața cutiei, ai putea să juri că ai de-a face cu o cutie de Galaxy Watch 4. Aceeași grafică, aceeași coloristică, dimensiuni similare și, ca ambalajul să fie în armonie cu produsul, ceasurile arată aproape identic. Până și așezarea în cutie, accesoriile, de fapt accesoriul, că e doar unul singur, încărcătorul, toate sunt identice. Dar înainte să ne grăbim cu judecata, să ne amintim că Samsung nu este degeaba liderul pieței Android. Probabil și pentru ei, la fel ca pentru Apple, a cam trecut vremea pariurilor riscante, acum toate îmbunătățirile cu care vin sunt incrementale. Să scoatem deci Samsung Galaxy Watch 5 din cutie și să-l analizăm mai de aproape. Nu poate să fie chiar identic cu Watch 4, nu? Sau cel puțin așa sper. Well, este. Dacă le pui unul lângă celălalt, nu vei putea să le deosebești, cel puțin pe față. Aspectul și dimensiunile carcasei sunt identice. Cureaua este identică, butoanele sunt fix la fel. Prima diferență apare abia atunci când le privești din lateral. Galaxy Watch 5 are o grosime un pic mai mare în zona senzorilor, deși diferența este insesizabilă la purtat. Trei culori sunt disponibile la lansare pentru Watch 5. Grafit, argintiu și roz auriu. Sigur, curelele pot fi și cu siguranță vor fi de orice culoare și cu orice model. Materialele utilizate pentru carcasă nu s-au schimbat de la vechea generație, dar Watch 5 este o idee mai greu. 28,7 grame față de 25,9 cât avea Watch 4. Diferența provine în principal de la
baterie, firește, care este cu 15% mai mare. Asta este o veste bunicică, pentru că printre puținele obiecții la versiunea anterioară de 40 de mm a fost autonomia. O altă noutate este materialul din care este construit ecranul. La Watch 4, sticla era o Gorilla Glass DX Plus, dar la Watch 5 avem cristal de safir pe post de protecție. Sună scump, nu-i așa? Pentru că așa și este. Cam de 10 ori mai scump decât un geam echivalent din Gorilla Glass. Nu doar atât, dar este și mai greu decât Gorilla Glass la aceeași grosime. Apple folosesc de mult safir în construcția unor modele de ceasuri, deci trebuie că știu ei ceva. Și ce știu ei este că safirul este mult mai rezistent la zgârieturi decât orice variantă de sticlă. Safirul este cotat cu 9 pe scara MOX, doar diamantele fiind mai rezistente. Cele mai avansate versiuni de Gorilla Glass abia dacă ajung undeva sub 7 pe aceeași scară. Dar știți ce are o duritate un pic mai mare decât Gorilla Glass? Nisipul. Și de aici diferența. Safirul este imun la nisip și la alte particule abrazive. Gorilla Glass nu. Adăugând la asta, faptul că un ecran zgâriat se sparge semnificativ mai ușor decât unul intact, putem acum înțelege de ce Samsung au ales un material mult mai scump și mai greu de produs. După acest moment de știință, să revenim la oile noastre. Ecranul în sine este neschimbat față de modelul din 2021, adică este un Super AMOLED de 396 x 396 de pixeli. Este foarte ușor de citit, chiar și în lumină puternică, are reglare automată a luminozității în funcție de condiții și, evident, funcție de Always On. Sigur, este un ecran destul de mic, dar interfața este foarte bine optimizată pentru el și nu simți nicio secundă că ai degetele prea mari pentru ecran. Butoanele lui Watch 5 sunt de aceeași dimensiune și cu același feedback ca la modelul anterior și tot la fel ca la Watch 4, butonul de exit sau de Bixby, dacă îl ții apăsat, are marginile colorate în roșu pentru o mai ușoară identificare. Ceasul este în continuare certificat IP68 până la 50 de metri adâncime, deci poți lejer să mergi cu el la piscină. Recomand însă să-l speli după fiecare sesiune de not. Cureaua este și ea aceeași cu cea de pe Watch 4, deci compatibilitatea este perfectă cu toate curelele de pe acest model. De asemenea, sistemul de prindere este același, catarama, ați prins ideea, nu ai cum să-ți dai seama care e unul și care e celălalt. Samsung știe să facă bine multe lucruri, dar poate cel mai bine, cel puțin raportat la concurența de pe Android, cel mai bine deci le-a ieșit ecosistemul. Comunicarea între dispozitivele lor a ajuns la un nivel depășit poate doar de cea a dispozitivelor Apple și asta spune mult. La prima utilizare, tot ce trebuie să faci este să descarci pe telefon aplicația Galaxy Wearable, dacă nu o ai deja, să pornești Bluetooth-ul și restul procesului este floare la ureche. Două mențiuni aici și știu că ele vor părea să contrazică ceea ce tocmai am zis mai înainte. În funcție de ce telefon ai, e posibil ca smartwatch-ul să refuze să se conecteze. Am încercat de exemplu pe un Huawei P30 și Watch 5 pur și simplu n-a vrut să discute cu el. Bă, ce ții și cu rivalitățile astea? Și aici apare o a doua potențială problemă. Spre deosebire de alte smartwatch-uri mai puțin smart, Galaxy Watch 5 nu poate fi configurat inițial independent de telefon, respectiv de aplicație. Sigur, după configurarea inițială îl poți folosi fără probleme, dar out of the box, dacă next am telefon, next am smartwatch. Cu riscul să mă super repet, experiența în utilizarea lui Watch 5 este aproximativ identică cu cea de pe 4, adică este simply the best pe Android. Schema de control este aceeași. Touchscreen și două butoane ce pot fi configurate pentru diverse funcții. Apăsarea simultană a butoanelor face screenshot, iar pe lângă funcțiile banale de control, butoanele au în ele senzori care pot fi folosiți în efectuarea unor măsurători, gen stres, ECG, tensiune și așa mai departe. Funcțiile legate de sănătate însă merg doar dacă descarci pe telefon încă o aplicație, Samsung Health Monitor, și dacă setezi o parolă la ceas, adică o măsură suplimentară de precauție, așa încât să n-aibă acces oricine la datele tale medicale. În plus, măsurarea tensiunii va funcționa doar după o calibrare prealabilă efectuată cu ajutorul unui tensiometru. Pe ecran ai disponibile comenzile de swipe din toate direcțiile, dinspre stânga pentru a vedea notificările, dinspre dreapta pentru a comuta între diversele widget-uri, de jos pentru a vedea aplicațiile instalate și de sus pentru a intra în setările rapide. Navigarea prin meniuri mi s-a părut butter smooth în orice situație, dar mă așteptam la asta, ținând cont că chipsetul este cel folosit și la Galaxy Watch 4, adică Exynos W920. Un mare plus la Samsung Galaxy Watch 5 pare să fie utilizarea ca sistem de operare a lui Wear OS, pentru că ai la dispoziție o sumă de aplicații care sunt practic copii ale celor de pe telefon. Sigur,
Numărul lor este destul de mic deocamdată, dar cu siguranță or să apară din ce în ce mai multe, pentru că vorbim totuși despre o platformă prietenoasă cu dezvoltatorii. Până la urmă e Google, nu? Aplicațiile de la Samsung pentru controlul ceasului de pe alte dispozitive sunt ok, deși aș zice că sunt cam multe. Până acum am folosit 3 aplicații mari și late, fiecare cu un scop foarte clar definit. Galaxy Wearable permite configurarea în detaliu a smartwatch-ului, de la fețele de ceas și până la așezarea în pagina aplicațiilor, de la notificări și funcții de economisire a bateriei și până la funcțiile de siguranță și urgențe medicale. Apoi avem Samsung Health Monitor, despre care am vorbit mai înainte și care ține evidența măsurătorilor de tensiune și ECG. A treia aplicație pe care am utilizat-o este Samsung Health. Aceasta înregistrează evoluția pe partea de fitness. Somn, pași făcuți, activitate fizică, regim alimentar, calorii consumate, nivel de stres și altele. O altă aplicație pe care o mai poți folosi dacă ai și alte dispozitive mobile și / sau electrocasnice Samsung este SmartThings. SmartThings este hub-ul de control al tuturor dispozitivelor conectate la el și poate fi utilizat pentru controlul de la distanță, crearea de reguli de genul deschide televizorul când ajung acasă și rutine care implică mai multe dispozitive în același timp. Aplicația poate fi instalată și pe ceas și poate să-l transforme în felul ăsta într-o telecomandă. Mi-a plăcut în mod deosebit faptul că poți instala Spotify direct pe ceas, poți conecta căștile la el, eu am avut în dotare noile Buds 2 Pro, despre care vă voi zice două vorbe imediat, și poți asculta direct prin Wi-Fi sau LTE, la versiunile care suportă și așa ceva. Combinația Watch 5 plus Galaxy Buds 2 pentru un pasionat de jogging este de haur, pentru că poți să-ți descarci muzica MP3 sau playlistul favorit de pe Spotify direct pe ceas, mulțumită spațiului de stocare de 7,5 GB menționat mai devreme, și în felul ăsta poți să lași liniștit telefonul acasă. Dar dacă tot am adus vorba despre muzică și căști, hai să deschidem o mică paranteză. Ecosistemul în care am testat Galaxy Watch 5 a fost alcătuit dintr-un Galaxy Flip 3, adică modelul de clamshell de anul trecut, și căștile abia lansate de Samsung la evenimentul de luna asta. Și dacă ceasul este un update al modelului de anul trecut, Buds 2 sunt clar mai bune decât prima generație. În primul rând, sunt cu 15% mai ușoare decât Galaxy Buds Pro. Apoi, materialul din care este făcută carcasa nu mai este glossy, ci mat, ceea ce înseamnă că va fi aproape imun la amprente. Căștile sunt mici, mai mici decât par, și din motivul ăsta stau și mai bine în ureche. Modelul ăsta nou aduce îmbunătățiri semnificative în multe aspecte, mai puțin la autonomie, care a rămas cam aceeași, adică 5-7 ore de ascultare. Sigur, mai ai încă de vreo 3 ori pe atât în cutia de transport, dar trebuie să le pui la loc pentru a beneficia de autonomie suplimentară. Măcar încărcarea rapidă e mai bună, în sensul că 5 minute de încărcare sunt suficiente pentru o oră de ascultat, deci mai mult decât la vechiul model. Funcția Active Noise Cancelling a fost și ea îmbunătățită și ai acum și mai multe funcții software care profită de conexiunea cu telefonul sau tableta pentru a crea un sunet peste medie, zic eu, din punct de vedere al calității. Soluția tehnică pentru difuzoare a rămas fix aceeași ca la modelul precedent, cu drivere coaxiale cu două căi. Vom mai vorbi despre ele mai în detaliu altă dată. Dar acum, hai să revenim la ceas. Chiar dacă nu ai căștile la tine, dacă te sună cineva în timp ce ești la alergat, nu vei pierde apeluri, pentru că poți răspunde direct de pe Watch 5. Are difuzor, microfon, tot ce-i trebuie. Totuși, ai să arăți ciudat vorbind la ceas, ceva în stil James Bond, varianta 1996. Apoi, nu prea vreau să-mi imaginez cât va ține bateria pe modelul cu LTE. Pe mine, cu mai toate funcțiile activate, minus Always On Display, bateria de 284 de mAh m-a ținut cam o zi și jumătate. Cu un management mai zgârcit al funcțiilor, zic eu că bateria ar putea ține cu siguranță vreo 2 zile, ceea ce este minunat pentru un smartwatch de dimensiunile astea și cu funcțiile pe care le are Watch 5, modelul ăsta de 40 de mm. În aceleași condiții, Watch 4 de 40 de mm mă ținea o zi, maxim o zi și jumătate, ceea ce era pentru mine și cea mai mare problemă a sa. Am folosit și smartwatch-uri de la Xiaomi și Huawei și, sincer, parcă uneori mă gândesc că mai bine renunț la unele funcții decât să renunț la autonomia senzațională a smartwatch-urilor chinezești. Dar să nu-l mâniem pe Dumnezeul tehnologiei. Watch 5 este foarte precis când vine vorba despre monitorizare. De fapt, cred că este printre cele mai bune pe care am pus eu mâna sau la mână vreodată. Fie că vorbim despre monitorizarea somnului, a activităților fizice sau a sănătății, Watch 5 este printre cele mai precise și mai utile health band-uri. Simte exact când adorm, știe când încep o activitate fizică și măsoară periodic semnele vitale în funcție de cum îl setez.
Datele sunt colectate în Samsung Health și sunt disponibile în detaliu pe telefon, putând fi inclusiv exportate în alte programe specializate, cum ar fi Strava. N-am detectat erori de măsurare și singurele dăți când anumite măsurători n-au funcționat au fost când nu purtam eu smartwatch-ul corect la mână. Am avut în test Watch 5 în versiunea asta de 40 de mm aproape 2 săptămâni, timp în care l-am purtat cam mereu la mână. M-am obișnuit foarte rapid atât cu dimensiunile cât și cu software-ul, întrucât am avut ceva timp un Watch 4 de aceleași dimensiuni. Mai toate aturile de la Watch 4 le-am apreciat și la noul model. Robustețea, designul simplu, ecosistemul software și monitorizarea precisă. M-a deranjat în aceeași măsură ca la Watch 4 cureaua asta cauciucată, care arată mai bine decât cele ale concurenților chinezi, dar având mai puține orificii, mă face să transpir mai mult și de aceea recomand achiziționarea unei curele din piele. Apoi bateria, deși îmbunătățită, rămâne totuși un călcâi al lui Ahile pentru ceasurile inteligente de la Samsung. Putem spune același lucru și despre ceasurile de la Apple, dar când ai pe piață smartwatch-uri cum ar fi Huawei Watch GT 3 cu autonomie de 2 săptămâni, nu poți să nu-ți pui niște întrebări. Toate funcțiile ceasului au prestat corespunzător, de la Race to Wake și până la notificări. Ba chiar am și răspuns de vreo 2 ori la telefon cu ceasul conectat la Flip 3-ul din buzunar pentru că mi-a fost mai comod. Samsung Pay nu era activ pe exemplarul de test, așa că nu l-am putut folosi. În schimb, am putut descărca fără probleme Google Wallet, am pus cardul meu pe telefon și n-am întâmpinat nicio problemă în a-l utiliza. Bine, n-aveam suficienți bani, asta e altceva. Per total, ceasul ăsta mi-a adus aminte foarte mult de Apple, minus ecosistemul ăla al lor închis. Adică progres pas cu pas, feature-uri rafinate, o interfață simplă și ușor de utilizat și foarte puține spre zero experimente riscante. O fi bine, o fi rău, eu zic că e bine, pentru că în principiu soluția constructivă la care au ajuns Samsung este una elegantă și robustă, iar asocierea cu Google Wear OS este, cred eu, o strategie absolut briliantă. Dar totuși, hai să vedem. Îl recomand? Păi, dacă îți dorești un smartwatch Android și îți permiți cei 1500 de lei pentru versiunea Bluetooth sau 1900 de lei pentru versiunea cu conectivitate LTE, părerea mea e că singurul lucru care ar mai putea să te mai frâneze din a-l cumpăra este autonomia incomparabil mai mică decât cea a competitorilor chinezi, dar pe de altă parte perfect comparabilă cu a unui Apple Watch. Dacă vrei the best of the best pe partea de performanță, monitorizare, interfață, funcții, nici nu mai există vreo discuție. Da, recomand Galaxy Watch 5. Și acum că am ajuns la final cu ceasul, îmi rezerv aceste ultime minute din acest video ca să mai fac câteva observații. În primul rând, aș zice că această lansare a fost cumva previzibilă, adică ne așteptam ca Watch 5 să fie un 4 plus 1, așa cum Fold 4 și Flip 4 au fost ambele niște 3 plus 1. Iar ăsta, așa cum am mai spus și în alte clipuri precedente, nu este musai un lucru rău. Samsung, la fel ca Apple, încet dar sigur, au ajuns la o rețetă corectă cu aceste dispozitive. Și atunci, probabil, efortul a mers înspre rafinarea construcției, dotărilor și funcțiilor, nu spre reinventarea apei calde și a mersului pe jos. În al doilea rând, aș zice că am avut de-a face cu încă o lansare desecretizată. Și ca să întăresc asta, am să trec în revistă câteva dintre zvonurile persistente din perioada de dinaintea lansării. Zvonuri care, ghișce, s-au confirmat și de această dată. S-a spus că va dispărea bezelul, marginea aia rotativă, a cărei ultimă zvâgnire a fost pe modelul de anul trecut Watch 4 Classic. Și clasica a rămas pentru că anul ăsta nu se mai regăsește pe niciun model de 5. O fi bine, o fi rău, depinde. Unii probabil s-au obișnuit cu ea și consideră asta o pierdere. Eu mai puțin. Deși avea o reală funcționalitate, mie personal mi s-a părut mereu că are și 2 probleme. Odată că sporea grosimea ceasului și 2, era redundantă. Adică practic puteai face fix aceleași lucruri direct de pe ecranul touch. Desigur, cu amprentele și mâzga de rigoare, dar totuși rotița aia dubla o funcție pe care o aveai oricum prin ecran. Apoi s-a spus că va apărea o versiune Pro a ceasului. A apărut? Da. Din păcate n-am reușit încă să pun mâna pe ea, dar va veni cu siguranță în curând și la noi în test și vă voi putea spune mai multe atunci. Mai mare, mai puternic, mai Pro. Deci leakerii au anticipat corect această mișcare din partea Samsung. Apoi faptul că Watch 5 are o baterie mai mare și autonomie crescută. Da, am primit și astea, adică 15% mai multă baterie și cam o jumătate de zi mai multă autonomie. Este o revoluție? Nu. Este mai degrabă o creștere incrementală, dar totuși o creștere. Așa cum spuneam, Watch 5 este departe de autonomiile măsurate cu săptămânile ale competitorilor chinezi.
dar și ceasul este cu mult mai puternic. Dacă îți trebuie sau nu această putere brută, este însă la latitudinea fiecăruia. Am mai discutat acest topic nu odată, despre variantele maximaliste și cele minimaliste de implementare. Samsung și Apple au ales puterea dispozitivului în detrimentul autonomiei, competitorii invers. Deci este, cum spuneam, la latitudinea fiecăruia ce dorește de la propriul smartwatch, putere sau autonomie. Deocamdată e ca la mașinile electrice. You cannot have it both ways. Oricum, măcar reîncărcarea pe Watch 5 se întâmplă destul de rapid, sesizabil mai rapid decât pe 4, adică în jumătate de oră încarci cam jumătate din baterie și îl încarci full în puțin peste o oră. Deci da, n-ar trebui să fie chiar o dramă. O altă adiție anticipată a fost cea a senzorului de temperatură, dar despre asta vom vedea cum merge, ce poate și cât este de precis în timp, pentru că deocamdată, deși el există fizic pe ceas, nu este activ, maybe later on. S-a confirmat și ecranul de safir, dar și faptul că materialul de construcție a rămas aluminiul, la fel ca pe versiunea 4, în vreme ce titanul este rezervat doar pentru modelul Pro mai de bogați. Și ultimul, dar nu cel din urmă, prețul. Watch 5 este în segmentul de sus al prețurilor ceasurilor inteligente, dar pe de altă parte, Samsung nu s-au străduit niciodată să vândă cele mai ieftine ceasuri din piață. Prin urmare, cei 1500-2000 de lei pentru modelele Watch 5 simplu se încadrează în linia obișnuită de prețuri a acestui producător. Și atunci am să pun întrebarea cheie. Are rost să faci un upgrade? Dacă nu ai încă un smartwatch, dar ești în căutarea unuia, sau ai un Watch 3 sau mai vechi, categoric da. Dar dacă ai Watch 4, păi dacă nu ești bulimic să ai orice înseamnă the latest and the greatest, atunci nu. Pentru că tot ce ți oferă de fapt 5-ul în plus față de 4 este un ecran mai rezistent, o baterie mai bună și o încărcare mai rapidă. Și acum că am stabilit, zic eu, destul de clar cum se raportează Watch 5 la modelele mai vechi din propria ogradă, dar și la competitorii Android, hai să vedem ce se așteaptă să se întâmple cu arch rivalul Apple Watch, despre care știm deja că urmează a fi lansat odată cu iPhone 14 pe 7 septembrie. Apropo de asta, avem un video întreg aici pe zonă despre ce se anticipează cu privire la noul iPhone 14. Vă las link și în descriere, vedeți-l și iată că ceea ce speculam cu privire la dată s-a confirmat deja. Da, este 7 septembrie. Bun, dar în acel video n-am zis nimic despre Apple Watch 8. Deci din perspectiva a ceea ce știm deja că este și face Watch 5 de la Samsung, hai să vedem ce se zvonește despre Watch 8 de la Apple. Păi cel mai persistent zvon este că Apple Watch 8 va fi cel mai mare shake-up, cea mai mare transformare a lui Apple Watch de la Apple Watch încoace. Parcă așa suna sloganul. Nu va fi rotund, asta cred că este sigur. În schimb, am putea vedea mult anticipata și niciodată până acum concretizata versiune Pro a acestuia. Și cred că are sens, că uite cum de nicăieri și Samsung au scos un Pro în line-up-ul ăsta de Galaxy Watch cu numărul 5. Deci zic eu că e posibil să vedem asta și la Apple. De asemenea, mai bârfește netul cum că vom avea 3 modele, Watch, Watch Pro și Watch SE, și că ecranul lui Pro va fi mai mare decât oricare de până acum, cu vreo 7%. Și se mai aude și că versiunea Pro va fi una foarte sportivă și totodată un atac la baionetă din partea Apple în direcția Garmin. Oh! Asta ar fi ceva îndrăzneț până și din partea Apple. Știm că Garmin are un fanbase fanatic, iar prietenii mei care au așa ceva se uită la mine, utilizator de smartwatch-uri din astea obișnuite, ca la o amebă. Ar fi interesant de văzut dacă Apple va reuși să ademenească utilizatorii acestui brand cu o astfel de ofertă. Cel puțin prețul zvonit în momentul ăsta pentru Watch Pro e pe acolo, 1000 de coco, și zic eu că ar putea fi o bătălie foarte interesantă asta cu Garmin. La fel de interesant va fi de văzut dacă seria 5 de la Samsung, cu tot cu Pro-ul din line-up-ul lansat cu o lună mai devreme cum ar veni, va fi on par cu ceea ce va lansa Apple în septembrie. Ok, am făcut acest detur pentru a contextualiza un pic noile modele Samsung și cu siguranță în perioada următoare vom mai reveni asupra subiectului pe măsură ce tot mai multe modele din noua serie vor deveni disponibile pentru test. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi! Cum v-a plăcut Watch 5? Merită cei 1500 de lei modelul prezentat astăzi? Și în altă ordine de idei, ce smartwatch-uri aveți voi? Și care sunt criteriile după care ați optat pentru un model sau altul? Puterea, autonomia, designul și construcția, ce anume? Sunt curios să înțeleg criteriile după care lumea își alege ceasul inteligent. Acestea fiind zise, încheiem aici, nu înainte însă de a vă îndemna să vedeți
clipul postat aseară pe Playground și care este unul eveniment. Am reușit să găsim două platforme, două sisteme de calcul aproape identice, singura excepție fiind procesoarele. Puteți probabil anticipa deja ce am făcut. Am transformat întregul video într-un showdown pe viață și pe moarte între noile procesoare Intel și AMD. Cred că este una dintre cele mai complete și mai spectaculoase comparații pe care le-am pus în scenă în ultima multă vreme. Vedeți-l, zic eu că merită, vă las link și în descriere. Și tot apropo de comparații, mai avem una demențială. Astă seară avem pe AutoVantage un alt showdown între trei mașini aparent tot identice, în sensul că toate trei sunt același model, doar că una este full electrică, una mild hybrid și una plug-in hybrid. Care e mai bună? Păi vedeți clipul de pe AutoVantage, link mai jos în descriere și pentru acesta. Deci, conținut cât cuprinde. Iar dacă vreți să sprijiniți producția acestui conținut, cu câte 10 lei o puteți face apăsând aici pe zonă butonul de join. Și dacă nu, nu-i niciun bai, este suficient să vă abonați aici pe canal. Eu vă mulțumesc oricum ar fi. Hai! Baftă vouă tuturor!